Din păcate, deși infertilitatea este o boală, mare parte a cuplurilor se feresc să spună că am această problemă. Este frustrant să vezi vecinul, să vezi prietenii că au copii și tu nu reușești să obții o sarcină, că pare ceva foarte ușor, nu pare o boală, adică nu-ți dai seama că ai o problemă și tot încerci și zici, dar mie când mi se întâmplă, există presiuni din partea celorlalți. Te naști cu ea dacă sunt cauze genetice, o dobândești infertilitatea dacă, de exemplu, faci o infecție, dacă există vreun traumatism în zona genitală, dacă există o afecțiune care apare pe parcursul vieții, cum este o afecțiune tiroidiană, de exemplu. Pot să apară nenumărate condiții pe parcursul vieții, stresul, factori de mediu, fumatul, de exemplu, care să-ți afecteze capacitatea reproductivă.